Ca să adăugăm pozele și textul, trebuie să ne uităm un pic la structura documentului final. Vedeți că, practic, este împărțită în patru coloane identice ca lățime. Pe două dintre ele, pe trei dintre ele, de fapt, este text. Și a patra are niște extrase, niște citate care urmează alt design și niște spațiu liber pentru varietate. În structura noastră de coloane, dacă le numărați, veți vedea că sunt 16. Asta înseamnă că dacă vrem să avem 4 coloane de text egale ca lățime, inclusiv zona aceasta, fiecare va trebui să aibă 4 din aceste coloane din documentul nostru. Și prin extensie, fotografia de jos trebuie să ocupe lățimea a două coloane de text, deci practic 8 coloane din document, și cea de sus ocupă aproape toată zona aceasta de două coloane, de două coloane de text, cu o bucată mică lăsată liberă, deci vor fi 7 din coloanele noastre din document, ca să avem și spațiu aici. Vom pune imaginile inițial, ca să putem să vedem care este spațiul care ne rămâne specific pentru text. O să mă întorc la folderul meu cu links și să iau imaginea 1.tif și o să număr de la dreapta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coloane și deocamdată o pun așa. Fac caseta asta de text mai mică un pic ca să nu mă deranjeze și imaginea vine la exact două rânduri subtitlu. Dacă cumva nu vedeți rândurile astea pentru că v-ați oprit setările sau era setat altfel în designul din start, puteți să mergeți la View, Grids and Guides și să bifați aici Show Baseline Grid. Mie mi-arată Hide Baseline Grid pentru că este vizibil în acest moment. Este și o scurtătură de pe tastatură foarte utilă, Control Alt apostrof. Să o învățați. Cum vedeți, imaginea asta, când are lățimea de 7 coloane, coboară un pic sub una din linii, este într-un interval de genul ăsta. O să vreau să se potrivească exact și atunci nu o redimensionez, doar tai o bucățică din ea, redimensionez caseta. Pentru asta trebuie doar să dau click pe pătrățelul ăsta din mijloc, din când este selectată caseta, și să trag un pic în sus până se aliniază exact și practic am făcut un crop micuț. Și a doua imagine va avea 8 coloane, 2, 4, 6, 8 și nu este centrată, deci o să o duc o coloană mai încoace. Și coboară până la ultimul rând. Rămâne un rând liber între fotografie și elementele din baza paginii. Din nou, vedeți că nu se potrivește exact, dar asta trebuie mărită un pic. O să măresc caseta și apoi, ca să nu-mi rămână marginile goale, să nu fie doar caseta mai mare, dau click dreapta pe ea și aici la Fitting dau Fill Frame Proportionally, din nou am mai discutat de această comandă, sau Ctrl-Alt-Shift-C. Există și un buton pe bara de unelte sus. Acesta, dacă țineți mouse-ul pe el, scrie Fill Frame Proportionally, care va face ca imaginea să umple caseta fără să fie distorsionată. Vedeți, se mărește doar puțin când îl apăs. Și acum pot să aduc textul în videoul viitor.